După ce ștafeta ciclistă a poposit la Sibiu, membrii acesteia au fost întâmpinați în parcul Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea de grupuri de elevi de la Seminarul Teologic Sfântul Nicolae și de la Colegiul Economic din municipiu, împreună cu profesorii lor. Scopul campaniei este de a susține prin colectarea de fonduri persoanele afectate de scleroză multiplă într-un demers comunitar pentru înființarea unei rețele naționale de grupuri de suport. Manifestarea se înscrie în cadrul săptămânii dedicate celor afectați de această boală, având ca punct culminant Ziua Mondială a Sclerozei Multiple pe 29 mai. Parteneriatul acesta, pe care l-am desfășurat zilele acestea, împreună cu Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea și Asociația Codrul Mamului, arată că, iată, biserica adaugă rugăciunea, adaugă cuvântului de îmbărbătare și încurajare pe care îl oferă acestor persoane și misiunea aceasta de a veni în sprijinul lor, de a fi împreună cu ei la activitățile pe care le organizează și, de ce nu, de a le fi întru toate ajutor, pentru că de multe ori, dincolo de comunicare, se creează și starea aceasta a comuniunii, care într-adevăr este împărtășirea iubirii milostive a lui Dumnezeu. Campania Ștafeta Ciclistă SME 2013 este o campanie care este inițiată cu ocazia Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, care este pe data de 29 mai. Scleroza multiplă este o boală invalidantă care afectează adultul tânăr și de aceea comunitatea trebuie conștientizată cu privire la această problemă pentru a ajuta cât mai mult persoanele cu scleroză multiplă. Am pornit de la Oradea vineri și am străbătut o parte bună din țară, am fost la Bistrița, Alba Iulia, Sibiu, pentru a aduce informații cât mai multe localnicilor despre scleroza multiplă, pentru a conștientiza opinia publică despre această boală și pentru a le solicita sprijinul comunității pentru persoanele cu scleroză multiplă din Râmnicu Vâlcea. Ne bucurăm de susținerea societății și Arhipiescupiei Râmnicului Vâlcea și a județului Vâlcea, pentru că sunt alături de noi în această campanie. În primul rând vreau să salut toți vâlcenii și să le mulțumesc că au venit astăzi aici cu noi și că s-au hotărât să se alăture acestei cauze și să susțină bolnavii de scleroză. Împreună cu ceilalți colegi ai mei am intrat în această campanie. Menționez că e prima ediție și noi ne-am hotărât să susținem bolnavii de scleroză, să fim alături de ei și să-i ajutăm să se integreze cât mai ușor în societate, pentru că pentru ei e foarte important să fie cât mai bine integrați și să aibă un loc de muncă, să se descurce cât mai ușor și să aibă cât mai multe variante pentru a se putea descurca.